Tractoriștii autorizați sunt din ce în ce mai rari în peisajul agricol românesc. Fermierii sunt mereu în căutare de mecanizator pentru muncile câmpului și pentru întreținerea utilajelor. Tehnica zilelor noastre poate ajunge să coste per unitate și 200.000 de euro, motiv pentru care nu pot fi date pe mâna oricui. Chiar dacă salariul unui tractorist atestat este foarte mare, personalul calificat este îmbătrânit, iar tinerii nu caută această meserie. În Telorman, de exemplu, un fermier din localitatea Scriuaștea se confruntă cu aceea situație privind personalul calificat. Pe vremea comuniștilor, până în 90, meserie de cele mai de bază erau tractoriști, mecanici, agricoli tractoriști. Acum, la ora actuală, a devenit o meserie de lux, o meserie care se caută, meserie care nu o găsești. Și nici tineretul parcă, nu știu, are ceva care fuge de această meserie. Când vine fug la tine și oferi... Sau fug de agricultura? Cred că fug și de meserie, că în momentul că au rămas reticenți pe vremea bunicilor, că practic bunicii au fost majoritatea, să nu fii tractoriști. Tractoarele la ora actuală sunt foarte performante. Deci tractoare, când tu ai aer condiționat, începând de la toate condițiile optime și poți să lucrezi cât vrei și sunt și plătiți bine, nu e o problemă că, domne, nu e plătit. Ba da, sunt plătiți. Nu și nici de sus, parcă nu vine cineva cu inițiative în Parlament, în Ministerul Agriculturii, să zică, domnule, zona cea mai afectată, ce zic, unde e agricultura? Bun, zona de sus, zona de vest, zona, mă rog, acolo, aici, spre exemplu, în zona Roșiorii de Vede, la Roșiori, a fost școală de tractoriști care producea anual peste 100 de tractoriști. Deci anual peste 100 de tractoriști. S-a desființat exact pe Revoluție la vreo 2 ani. Au început să vină niște meserii care nu are nici înclin, nici mânică.